Colaborarea în sectorul agricol între județul Giurgiu și districtul Ruse, începută în urmă cu exact 4 ani, este continuată și în acest an. Comisia Mixtă pe Agricultură Română-Bulgară, constituită în data de 12 februarie 2010, s-a reunit astăzi la sediul Consiliului Județean Giurgiu, în cadrul primei întâlniri de lucru de anul acesta. Membrii comisiei s-au întrunit de 8 ori pe parcursul anului 2013, întâlniri la care au luat parte, printre alții, reprezentanții ai mediului de afaceri din sectorul agricol, reprezentanții ai Ministerului Agriculturii, mediului academic și ai instituțiilor locale care au ca obiectiv de activitate sectorul agricol. Rolul glacului în anul 2013 a fost în primul rând schimbul de experiență dintre cei care lucrează în agricultură din județul Giurgiu și districtul Ruse. Cu această ocazie s-au semnat foarte multe contracte. Și cu siguranță foarte multă experiență s-a luat de la unii către ceilalți. Prin lucrările comisiei, din cei 4 ani de activitate s-a realizat un pas important în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră Giurgiu-Ruse. Membrii comisiei se gândesc la atragerea de fonduri europene în perioada de finanțare 2014-2020. Am mulțumirea și bucuria de a putea spune că în sectoare extrem de importante ale agriculturii s-au realizat colaborări și cooperări. Importante și vreau să subliniez aici cooperarea în cadrul producției și procesării mierii. A fost o activitate, zic eu, benefică, deși în aparență s-ar putea crede că a fost foarte teoretică. Consider că au fost și oameni care au beneficiat în mod concret. Și cred că este ceea ce Comisia și-a propus să facă. Să pună oameni în contact. Următoarea întâlnire a Comisiei Mixtă pe Agricultură Româno-Bulgară va avea loc la Ruse în 12 martie, sub conducerea subprefectului Aileian Karamehmedova, care va deține președinția grupului de lucru pentru o perioadă de 6 luni. Aceeași echipă se va întâlni.